Cu toții îl știm pe Max Infinite, dar foarte puțin știu ce este el cu adevărat. Este cel mai cunoscut și apreciat gamer român și, după cum bine știm, este primul gamer român care a făcut 1 milion de abonați. Pe atunci a fost o mare realizare pentru el, dar nu o să se oprească aici. Nici măcar nu este pe aproape de ceea ce are de gând să realizeze. Timp are suficient, pentru că este nemuritor. Numele canalului de YouTube și l-a ales cu mare grijă. Deși mulți nu știu semnificația numelui lui, eu am descoperit-o. Max vine de la numele lui, iar Infinite vine evident de la infinit. Ne putem da seama din nume că el vrea să ne transmită ceva, un mesaj ascuns, în care ne arată clar că el o să trăiască veșnic. Doar cei apropiați lui știu adevărul. El face parte dintr-o grupare, grupare în care au loc doar cei ca el. Cred că deja v-ați dat seama despre ce vorbesc. El este vampir și zilnic se hrănește cu sânge, sânge pe care nu știu de unde îl procură, dar știu cum o să facă rost de el de acum încolo. Totul a început încă de când s-a născut. Max a fost de la bun început vampir. A crescut alături de această grupare, din care face parte și pisica Miau Miau. Ei au fost sortiți unul altuia și o să rămână împreună pe veci. Sunt multe întrebări despre Max Infinite la care eu am răspunsul. Probabil mulți vă întrebați de ce Max nu filmează foarte des cu webcam, deși ar avea posibilitatea. Pentru că nu vrea ca din greșeală să-și arate adevărata față. Filmează de multe ori noaptea, când nu-și mai poate stăpâni foarte bine instinctele animale. Așa că dacă se întâmplă asta, nu-ți poți da seama doar auzindu-i vocea. De multe ori filmează gameplay-urile când este însetat de sânge, dar noi nu avem cum să ne dăm seama. Însă el se gândește la noi, la sângele care ne curge încet prin vene și la faptul că suntem o pradă atât de ușoară pentru el. Încă nu ne poate face nimic pentru că nu a sosit timpul. Totuși nu mai este mult și Max o să-și dezlănțuie furia. O altă întrebare la care am vrut să găsesc un răspuns a fost de ce face YouTube? Care este scopul lui, al lui Pisica și a întregii grupări de vampiri? Ei bine, au un plan foarte bine pus la punct. Toți cei care până pe data de 1.1.2018 sunt abonați la Max Infinite sau Pisica o să devină vampiri și o să facă parte din gruparea lor, care bineînțeles o să conducă lumea. Iar cei care până la acea dată nu sunt abonați la ei o să fie hrana lor. Până în acest moment, peste 1 milion de oameni s-au salvat fără ca măcar să-și dea seama. Încă aveți o șansă de supraviețuire, așa că în acest moment lăsați orice faceți și apăsați pe primele două linkuri din descriere. O să vă ducă la canalele de YouTube ale lui Max și Pisica. Abonați-vă cât mai repede pentru a vă asigura un loc în viitoarea lume. Max a fost ales de gruparea lui să conducă lumea și să instaureze o nouă ordine globală. Are un spirit de învingător și asta se poate vedea prin faptul că excelează în ceea ce face. Pisica Miau Miau este alături de el. Îl sprijină în tot ceea ce face și cu un asemenea ajutor, nu cred că există urmă de îndoială că planul lor nu va merge. La fel ca Max, pisica își ascunde cât mai mult fața, pentru ca noi să nu ne putem da seama ce este cu adevărat. Își ascund adevăratele personalități în spatele unor măști. Și după cum se vede, le merge foarte bine. Nu mai avem loc de întors și trebuie să ne acceptăm soarta. Sper că v-am fost de folos cu această informație. Nu mai avem prea mult timp, așa că distribuiți acest video tuturor pentru a salva cât mai multe vieți. Trebuie ca o masă cât mai mare de oameni să știe adevărul. Deși am vrea să păstrăm rasa umană, nu se mai poate. Ei sunt prea puternici, gruparea lor este destul de numeroasă și au deja foarte mulți adepți printre oameni. Acei oameni au ales să fie adepții grupării dintr-un motiv foarte simplu. Vor să trăiască veșnic. Iar Max ne poate oferi asta tuturor.